În fiecare luni îl vede, pentru că este Alex Chilie, domnul Zerădure. Bună dimineața, Andra, a venit împreună cu noi și mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult să vorbim. Bună dimineața. Ce ne-ai pregătit astăzi? Covorul lui Aladin. Asta clar. Zburam de exact. Bun. Despre ce vor? Am zis bine la început? Ziceam la început așa, când eram eu în gimnaziu, da? Copiii aveau ori cifoză, ori scolioză, ori... Lordoză. Lordoză, mai puțin. Noi ne băteam pe cifoză și scolioză. Care cu mare? Care e diferența principală? Și să băteau când erau ei mici. Da, atâta exact. Ne ducea capul. Ce... E diferența între a avea o coloană strâmbă, dacă o privești din profil, sau avea o coloană cocoșată. Da? Deci prin plan frontal, dacă te uiți totdeauna scolioză, înseamnă că ai această perturbare drept, de aliniament în care de obicei bazinul și umărul este unul mai sus, unul mai jos. Și cocoașa, cifoza, este această, deci, acest subiect al astăzi. Nu mai avea o atitudine cifotică? Da, eu totdeauna mă văd la camera 3, acolo când stau la Angie la picioare de broască și odată mi-aduc aminte. Hap. Dă cifoza înapoi. Exact despre asta vreau să vorbesc, pentru că există două tipologii de lanțuri musculare importante, grupe musculare. E grupa musculară grosieră pe care o activezi conștient și musculatura aceasta profundă care, dacă o ai tensionată suficient de bine, ea îți păstrează acea atitudine posturală. Eu sunt cam relaxat. Corectă. Așadar, tocmai asta vreau să îi rog și pe colegi, pentru că le-am trimis două fotografii și cifoza trebuie abordată din două perspective. Atunci când ea poate fi corectată, cum vedem în această imagine, și avem o postură cifotică dublată de foarte multe dezechilibre musculare. Bazin aici, în față. Exact, nu? Avem o hipotonie abdominală, avem fesieri foarte slabi, avem o musculatură foarte alungită la nivel dorsal, iar în cazul de față, acolo unde se intervine cu gimnastică și cu exerciții de mobilitate, respectiv forță, din fericire putem avea ca obiectiv îmbunătățirea posturală. Atunci când lucrul acesta este neglijat și nu te adresezi specialistului și nu începi să doar îi spui, de exemplu, adolescentului, copilului sau și adultului, stai mai drept, stai mai drept și doar atât, e bine, în momentul respectiv el va evolua în viață și va ajunge să dezvolte ceea ce se numește cifoză structurală. Și am pregătit o a doua imagine tocmai pentru că vorbim de incapacitatea de a mai mobiliza segmentul toracal atunci când de fapt vorbim de un gheb care realmente îl prezintă pacientul, și atunci când îl pui să facă exerciții de corecție, el nu mai poate prezenta îmbunătățire, așa cum vedeți în această imagine, de postură. Deci vorbim de o structurare realmente. Înainte. Capul și gâtul totdeauna va fi însoțit ca și perturbare de aliniament, însă acel gheb toracal pe care îl vedeți în această imagine, această cocoașă, este o cifoză structurală care, din păcate, singurul nostru obiectiv în fizioterapie ne rămâne să frânăm evoluția acestei patologii. Stai un pic. Cum apar aceste probleme? Cifoza, lordoza? Cifoza apare apar sau ne naștem? Sau cum? Noi avem o curbură care este fiziologică. Așa. Deci dacă am și rugat-o astăzi pe Andra să vină împreună cu mine, avem câteva curburi care sunt normale, da? Sus și jos, respectiv cervical și lombar, avem o mică scobitură numită lordoză și o discretă cifoză toracală. Acestea sunt, să spunem, o parte componentă dintr-un aliniament corect pentru a avea o distribuție uniformă în aparatul articular. Din cauza deficit muscular, deci nu avem suficienți mușchi, apare această stare de cocoașă. Apare o oboseală musculară și atunci practic umerii se rotunjesc și avem acest status în care ne simțim confortabil dacă mă duc spre înainte. Dar puteți să avem mușchi și să fim noi neatenți la modul... O lipsă de control, da, total. Da, știi, așa. Dacă ne le stăm așa. Avem mușchi. Exact ce povesteam mai devreme, Bogdan. Faptul că avem această musculatură grosieră de care trebuie să fim conștienți pentru a... Dacă îmi spui stai drept, ce faci? Tragi de omoplat spre coloană. Da, asta este reacția. Da. E bine, atunci activăm musculatura grosieră. Vorbim de trapez, vorbim de romboiz, vorbim de mușchi mari superficial care la palpaj chiar îi poți simți. E bine, scopul kinetoterapiei, când are ca obiectiv să îmbunătățească postura, nu este doar să stimuleze această musculatură grosieră, cât și musculatura profundă. Stai, zi tu ce spre. Da, mi-a stat așa să te umpi. Nu, no, am adus-o pe Andra. Adică tocmai... ea a venit degeaba, nu? Andra, am să te rog să te așezi împreună cu noi aici, înculcat cu fața în sus. Pentru că pe mine, dacă în fotografiile alea, când ajungi în stadiu acela, se mai poate face ceva. Am spus mai devreme, din păcate, singurul obiectiv pe care îl putem stabili este frânarea patologiei. Deci nu mai putem vorbi de corecție posturală când se constată această cifoză structurală. De asta este extrem de important. Când se poate declanșa?
Mă întreb ca vârstă? Da. Din păcate sau din fericire, să spunem a patra, a cincea decadă, deja putem vorbi despre, deci la 40-50 de ani, putem vorbi despre o cifoză structurală, asta dacă n-ai fost atent. Deci vorbim de 20-30 de ani în care ai stat într-o disfuncție și atunci, din cauza acestei poziții vicioase, musculatura obosește atât de mult încât sistemul nervos central caută să rigidizeze aceste tendoane care sunt în tensiune. Dar semnele sunt încă din școală, nu? În momentul în care stai în bază. Exact. Oameni foarte tineri. Exact. Din perioada juvenilă ai această atitudine posturală deficitară, care este important să fie semnalat de către părinți și din acest motiv încă o dată trag un semnal de alarmă să se facă aceste consultații măcar o dată pe an. O consultație, să mergi la fizioterapeut, acum cu ajutorul platformelor de fizioterapie poți să faci consultații în regim online, tocmai pentru că aceste lucruri nu sunt grave, dar pot deveni grave. Așadar, întorcându-ne și la partea de soluție, pentru că soluții, ne-am propus astăzi să vă arăt câteva exerciții pe care vă încurajez să le introduceți în rutina voastră zilnică. Exerciții simple, cu ajutorul cărora putem dezvolta în primul rând mobilitatea, pentru că acolo unde există mobilitate putem aduce forță. Uh-huh. Niciodată nu vrem să începem să facem exerciții de forță dacă nu avem mobilitate. Așadar, prima poziție este o poziție blândă pentru coloana toracală în care stăm cu un suport cervical, am luat acest prosop și din această poziție mă asigur că zona lombară este bine așezată pe sol, deci nu am această scobitură lombară și efectiv duc brațele ușor spre înainte, sus și împing spre înainte. Acest mecanism de întindere practic asigură o extensie toracală. Coloana toracală are multiple planuri de mișcare, însă cele deficitare sunt de extensie, da? Pentru că ea stă toată ziua în flexie, stă cocoșată și atunci vreau să mă duc în extensie și rotație. Rotația fiind o componentă importantă. De ce e important să avem ceva Revenim. Sub cap, prosop sau orice? Majoritatea, așa cum vorbeam mai devreme, Anca, prezintă și acest sindrom de cap și gât anteriorizat. Uh-huh. Și atunci poate apărea, de exemplu, fenomen de amețeală. O să facem imediat încă un exercițiu, o să ducem brațele încă o dată să mai arătăm o dată exercițiu. Deci suntem cu bazinul bine lipit, nu accentuăm curbura lombară și doar duc brațele pe spate și împing mult în sus, căutând să simt că se întinde foarte bine etajul toracal. Al doilea exercițiu este un exercițiu de corecție. Iau acest prosop de care vorbeam mai devreme și atenție, puteți să-l împătruriți sub această formă de pătrat pentru o fază progresivă sau dacă nu avem încă o cifoză foarte puternică, putem să-l facem și rulou. Da? Și este o poziție corectivă. În cazul Andrei o să folosesc pătratul de data aceasta. Auzi, da, știi că pe vremuri se punea un băț așa la spate și stăteai și lucrai așa. E un mod de conștientizare a unei posturi corecte. Sunt dispozitive astăzi care îți vibrează, deci îți dau un biofeedback tactil, îl pui pe spate ca un senzor și în momentul în care te înclini mai mult decât ar trebui, începe să-ți vibreze și să aduc aminte. Tu ziceai de coada de motoră? Bun, această poziție în care de data aceasta avem acest prosop care are ca obiectiv să devină un sistem de corecție posturală, da? Deci nu mai las doar gravitația, ci am pus și un înălțător și duc din nou brațele deasupra capului, expir și voi căuta atenție să nu arcuiesc zona lombară, iar bărbia, din nou, să tragem bărbia spre piept. Tendința, în cazul majorității, este să ducă capul în extensie. Da? Deci un exercițiu corect îl vom face cu bărbia spre piept. Mai ce departe. Spuneai de amețeli? Pot apărea amețelile când stăm cu capul în extensie. Da? Deci dacă efectiv te așezi în această poziție și nu ești atent și îți lași capul să ducă într-o poziție compensatorie. Deci asta pentru prietenii de acasă, în momentul în care nu e din cauza exercițiilor, nu mai fac exerciții pentru că amețesc. Că m-a luat amețeala. Din potrivă. Exact. Haideți să mergem mai departe să încurajăm mișcarea de mobilitate în rotație. Acum, am să te rog să te ridici și să stăm în poziția cavalerului, o poziție în care dacă suferiți de gonartroză, deci dureri la genunchi, vă încurajez să aveți o pernă pe care o puneți sub genunchi, da? E bine, din această poziție, numită poziția cavalerului, o să avem o palmă, o punem în dreptul genunchiului, palma ta stângă, foarte bine, dreapta o punem lângă el și vom căuta să plecăm într-o mișcare de deschidere și rotație toracală, foarte bine. Și reții mișcările astea? Da. Păi așa. O să le avem înregistrate și pe Facebook și toată lumea le va putea vizualiza Perfect. Oricând. Așadar, în această mișcare, în acest exercițiu, este important ca piciorul care este flectat spre înainte să împingă totdeauna spre interior. Tocmai ca bazinul să n-aibă tendința să se răsucească foarte mult, având ca obiectiv să creăm o stimulare de rotație toracală și nu dorsolombară, da? E bine, acesta este un exercițiu care stimulează, așa cum spuneam, mișcarea de rotație, primele două fiind pentru extensie. Ultimul exercițiu de rotație, de data aceasta o să stăm în patrupedie, foarte bine, și din această poziție o să mergem acum cu mâna spre interior, da? Plecăm cu brațul spre interior, spre Bogdan, bine, și deschidem în continuare, ne răsucim și deschidem sus, ca în exercițiul anterior. Aha. Da?
și se simte că se, e ca un, ca un prosop, o să-l strimți aici la nivel toracal, care se stoarce realmente. Deci este o mișcare care, din păcate, pentru că stăm foarte mult în scaune rotative, mișcarea de rotație nu mai este stimulată pe parcursul zilei. Și atunci face o hipersolicitare la nivel cervical. E bine, totuși genul acesta de mișcare stimulează și să păstreze în mod fiziologic, deci în parametrii naturali, mișcarea de rotație a coloanei toracale. Ultimul exercițiu, care e un exercițiu de forță, o să stăm tot în patrupedie și acum să fiți foarte atenți că sunt câteva detalii care fac foarte mare diferență în realizarea exercițiului. Poziția coloanei este uniformă și de aici o să vreau să ștergem curbura lombară, deci să posteriorizăm capul, bărbia o să o ducem spre piept din nou și din această poziție omoplații vreau să fie relaxați. Deci nu vom trage de omoplat spre coloană. De ce? Stai un pic. Pentru că dacă vom trage de omoplat spre coloană, vom activa acea musculatură grosieră. Eu vreau, cu alte cuvinte, zona lombară s-o întind, zona cervicală s-o întind și astfel să creez un sistem de elongație activând la musculatura intimă, la multifizi. Sunt niște mușchi așa ca în formă de solz de pește care se prind realmente pe coloana vertebrală la nivel intim. Aha. Da? Ce și se întâmplă expirăm. Dacă poziția nu este exact corectă? Se întâmplă ceva? Cu siguranță poate apărea, pe de-o parte, lipsa atingerii de obiective. E primul lucru care, adică cum ar fi, nu mi-ating scopul propus. Asta e, dar pot să fac rău? Fac degeaba. Depinde foarte mult. Eu n-aș vrea să comunicăm atât de agresiv că să-i sperii pe oameni să nu se miște deloc, ca să nu cumva să apară În niciun caz. Este vorba, în primul rând, de a respecta regula de aur a recuperării medicale, care este zero durere, nu lucrezi niciodată pe formă de disconfort, deci adaptezi amplitudinea de mișcare și întotdeauna la îndrumarea unui specialist. Trebuie, exact. Dacă în momentul în care tu nu realizezi cu acuratețe perfectă, pot apărea anumite fenomene dureroase în funcție de tabloul tău clinic. Am înțeles. Da? Dar lucrul acesta, dacă ești atent la câteva detalii, poți să realizezi cu succes. Cum simți, Sandra? Se întinde, exact. Asta este fenomenul pe care îl simți. Deci în etajul toracal, efectiv, o să simți că se creează o stimulare de întindere apelând la o musculatură pe care nu ai o reprezentație în creier foarte, foarte bună. Okay. Mulțumesc foarte mult, Andra. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Ia uite la ea. Roșie, mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Ne vedem săptămâna viitoare și noi mergem acum, mergem cu noi până la Craiova, să vedem ce se întâmplă acolo. Haideți să vedem ce se întâmplă la Craiova.